Bărbații iubesc mai mult decât femeile. Nu e o glumă, să știi că m-a mirat și pe mine. E rezultatul unui studiu făcut la Irina acasă, acolo la Cluj, de Școala pentru Cuplu. Iubirea ține 9,5 ani în cazul bărbaților și 8,9 ani în cazul femeilor. Deși simt că trec printr-o criză în relație, 86% dintre românii nu apelează la terapie de cuplu, arată studiul. Dintre cei 14% care au mers la un psihoterapeut, cei mai mulți au făcut-o după 2-3 ani de conflicte. Partenerul nu a vrut, nu am știut cui să ne adresăm sau am crezut că ne descurcăm singuri. Sunt câteva dintre motive. Sunt și excepții care întăresc regula. Colega Petronela Axinte de la Timișoara a stat de vorbă cu un cuplu tare simpatic, Iulia și Lucian Căldăraru. Sunt împreună de 47 de ani, au 2 copii și se iubesc chiar mai mult decât în prima zi. Să-i cunoaștem. E posibil ca studiu să se bazeze, să zicem, pe iubirea aia cu vâlvătăi, cu fluturași în stomac. Aia, într-adevăr. Mai sunt și excepții. Ține mai puțin. Ține mai puțin. Fluturași în stomac, dacă se prelungesc, se prelungesc tot datorită relației stabile care în aia 8 ani sau 9 ani, cât zic bărbații, devine din ce în ce oamenii se cunosc și mai bine, își cunosc mai bine și defectele, că la început toți avem numai calități, partenerii. După care ne descoperim. Terapia de cuplu o facem reciproc. Fiecare ne spunem durerile, ofurile și procedem la un numitor comun după aceea. Asta este toată, totul este în relație. De obicei eu mi-asum că eu sunt cel mai vinovat. Noi bărbații, acum, cer scuze, de multe ori ne comportăm cu cele pe care le iubim ca niște mârlani. Asta este adevărul și am greșit. Greșim foarte mult față de femeie, că nu ținem cont că, de fapt, noi, bărbații, am ieșit dintr-un pântec care este de femeie. A fost și bine și rău, dar mai mult bine decât rău. Și a fost frumos. A fost frumos și cred că va fi și mai frumos de acum înainte. Păi, urmează în 2024, sărbarea jumătății de veac, nu? Trebuie să sărbătorim ceva ca lumea, nu? Și cum veți sărbători? Te-ai gândit la asta? M-am gândit, da, mie îmi plac călătoriile fantastice și cum anul trecut când a început pandemia am vrut să ajung la Capri și n-am ajuns, sper să ajung în 2024.